Bună dimineața, bine v-am găsit la ProSport Live. Paul Pârvulescu este audiat în aceste momente de ANAT prin videoconferință după ce fotbalistul celor de la Clinceni a recunoscut într-o emisiune GSP că s-a dopat cu injecții intravenos. Incredibil, dar adevărat. Acum acesta încearcă să spună că a fost doar o glumă, dar întâmplător am văzut chiar emisiunea, era foarte serios când spunea că s-a dopat. Foarte grav. Probabil Pârvulescu va trebui să dea explicații, să spună și la ce echipă s-a întâmplat acest lucru, pentru că știe toată lumea, nu este de glumă cu așa ceva. Vom vedea și un interviu exclusiv cu fostul atacant al celor de la Dinamo și FCSB, Harlem Noire. Colega noastră, Carmen Mandi, și-a vorbit cu Harlem Noire, cu Bizonul, iar acesta dă de pământ cu finanțatorul FCSB, Gigi Becali, dar și cu antrenorul celor de la FCSB, Bogdan Vintilă. Vom analiza și situațiile cluburilor din Liga 1. La Gaz Metan a venit Dușan Urin în locul lui Edi Iordănescu. Astra poate rămâne fără antrenor pentru că Bogdan Andone nu și-a prelungit contractul, iar vânzarea clubului Dinamo se amână în continuare. În platou suntem alături de Carmen Mandici. Bună dimineața, Carmen! Bună dimineața, să discutăm despre interviul pe care l-ai făcut cu Noire, vreau să întreb despre Pârvulescu. Îl cunoști de mult timp, te-ai fi așteptat la așa ceva? E clar, aici nu putem să spunem, stai, domne, că n-a vrut. A spus băiatul clar, da, m-am dopat, mi-am băgat în venă. A făcut doar el sânge atunci, când ești tânăr, ești la început, ți se spune, fă cu tare, fă exact, cu tare. Exact. Nu știi, cred că noi, ai bază, că noi neoficial știm multe povești care nu sunt spuse de fotbaliști. Bun, suntem în direct cu antrenorul celor de la Clinceni, Ilie Poenaru. Bună dimineața, Ilie, îți mulțumim că ești alături de noi. Bună dimineața, mister. Bună dimineața, fie și lui Carmen. Supărat? Da. Da, supărat, normal. Te întreb altfel, tu în cariera ta de jucător te-ai întâlnit cu vreun moment în care ți s-a spus să iei ceva sau să bași ceva fără să se spună ce e? Nu, niciodată. Pentru că la momentul la care stăm noi nu evoluați atât de mult și medicina și fotbalul și aceste medicamente sau vitamine. Da. Și nu, n-am avut parte de așa ceva. Și da. Tu, cu Paul, ce ai vorbit acum? Ce ți-a explicat? Păi, eu cu Paul am vorbit de pe data de 3. Bine, vorbim o zi de una, nu, la telefon, că trebuie să văd și starea lui care este. Dar în momentul în care a primit notificarea pe data de 3, am avut o discuție cu el și l-am întrebat ce s-a întâmplat sau ca să-mi explice și mie despre ce e vorba, pentru că mă pune pe mine într-o situație foarte delicată. Dar te întreb altceva, Ilie. Dacă să zicem că va fi suspendat pe o perioadă, nu știu cât, mi-aduc aminte, Mutu când era la Fiorentina a fost suspendat 8 luni, parcă, pentru Sibutramină. Da. Ce ar însemna pentru echipa ta, strict sportiv, absența lui Paul Pârvulescu? Păi înseamnă foarte mult. Deja înseamnă foarte mult lipsa asta de 2 săptămâni în care nu s-a antrenat, n-a avut voie să antreneze cu echipa. Da. Și chiar dacă eu am ieșit în presă și am dat declarații pentru că îi se ia dreptul la muncă și așa mai departe, da, după o discuție ieri avută cu domnul Cristi Balaj, care mi-a explicat despre ce e vorba și cum se analizează aceste lucruri și mi-a spus că ăsta este codul în care el nu are voie să se antreneze, am înțeles situația și vă dați seama că în contextul ăsta nu mai pot să fiu supărat pe absolut nimeni decât pe... Și... Mie nu-mi convine pentru că eu încep campionatul în câteva zile. Da. E planul, parte din planurile mele. Jucăm din 2 zile sau din 3 zile și vă dați seama că am nevoie de tot lotul. Eu sunt subțire ca numeric vorbind. Da. Și mă pune într-o situație foarte delicată în acest moment. Mai ales că era și un jucător cu experiență, jucător de care eu aveam nevoie. Da. Nu vreau să mă gândesc, Doamne ferește, să accidenteze Dobrescu pe care îl mai am acolo în zona laterală, că mă uit pe cer. Sau trebuie să inventez ceva și vă dați seama că nu-mi convine. Pentru că noi lucrăm ceva, avem niște trasee, avem niște lucruri, avem o omogenitate acolo, mai ales pe faza defensivă. Da, asta e situația. Dacă el, nu știu ce să spun, că e atât de matur, a ajuns la o vârstă în care... trebuie să știe foarte bine ceea ce vorbește. Dar domnul Balaș ți-a spus că ar putea fi vorba despre câțiva ani de suspendare? Nu, n-am ajuns la discuția asta, pentru că eu eram foarte vehement la faptul că ar trebui să-l lase să se antreneze. Și domnul Balaș ne-a explicat clar că ăsta este codul, este de la UEFA sau de unde vine, nu știu, de pentru toată lumea acest cod în care nu au voie, indiferent de orice sport, nu au voie să se antreneze, să se mai antreneze.
Sperăm să nu fie. Da, astăzi este comisia și noi sperăm să aibă câștig de cauză și să revină la antrenamente. Pentru că am spus-o că dacă eu din discuția avută cu el, că mă întorc la discuția cu el, a spus că a făcut-o sub o formă de glumă și că, de fapt, el s-a dopat cu vitamine, că vă dați seama că nu cred că este acum, vorba Ilie, de altceva. Hai să fim serioși. Eu am văzut emisiunea, cred că ai văzut și tu bucata din emisiunea lui Costin Ștucan. Nu s-a jucat, nu a fost o glumă, a fost foarte serios când a spus că n-a făcut insuflație rectală, ci direct intravenos. Despre asta era vorba. Da, știu, dar se mai fac și intravenos, se fac și vitamine, pentru că și, de exemplu, complexul de B-uri pe care îl faci, la fel se face. Normal că nu, poate nu îl faci în venă sau și îl faci în alte zone ale corpului, în fund sau mă știu unde, da. Bine, acum mă gândesc la imaginile alea și cred că le știi și tu cu Cannavaro, cred că era la Parma, când își băga singur în venă diverse lucruri. Adică e clar că sunt niște lucruri care se fac de mult timp. Dar te întreb altceva. Tu, ca pedagog, dacă descoperi că jucătorul tău s-a dopat, dar îi se dau circunstanțe atenuante și este lăsat să joace, accepți așa ceva? Depinde aceste lucruri pe care le face el, depinde cât de periculoase sunt pentru el. Că dacă la un moment dat eu îți dai seama că o să verific aceste lucruri și dacă sunt lucruri care îl ajută și nu-i afectează viața, în primul rând, da, l-aș lăsa dacă l-aș ajuta. Adică dacă ar fi chiar strict doar de vitamine și lucruri din astea pe care știu că l-ar ajuta. Aici vreau să intervin, dar te-ai corectat. Că sunt multe metode de doping care nu-ți afectează viața, dar nu sunt legale și nu sunt sportive, până la urmă, nu? Dacă nu sunt legale și nu sunt sportive, nu sunt de acord. Asta zic. Deci dacă cumva se spune, ok, domne, vi-l dăm să joace, deși s-a dopat, tu vei spune nu. Păi eu cred că dacă mi-l dă să joace, dar el s-a dopat, eu nu cred că există asta. Eu cred că va fi suspendat. Da, tu ai vorbit cu el? Ți-a spus la ce echipă s-a întâmplat acest lucru? Indiferent că e vorba de vitamine sau... Nu mi-a spus la ce echipă. Dar ce ți-a spus acum? Cum se simte? Are speranțe? Că da, el este foarte, foarte liniștit în privința asta. Chiar ieri am vorbit cu el și că l-am luat puțin, l-am certat din nou că... M-am scăturat, i-am spus, în loc să stau să mă concentrez la meciul cu voluntarii, vorbesc din oră în oră cu toată presa, cu toate televiziunile pentru o problemă pe care tu trebuia să ți-o rezolvi sau să trebuia să-ți vezi de treaba ta, nu știu, o greșeală de fapt a lui. Și el este afectat în acest moment, că nu a crezut că o să ia așa mare amploare și vă dați seama, e afectat. Mental el e afectat. Super, în acest moment îi pare rău de tot ce... s-a întâmplat sau de toată această tevatură care se face în jurul lui. Vă dați seama că și pentru noi ca și club nu este chiar ok. Dar i-am spus-o și lui, Paule, trebuie să te asumi tot ce ai spus și tot ce, dacă ai făcut, trebuie să te asumi. E greșeala ta, trebuie să răspunzi pentru el. Da, trebuie să răspundă. Presupun că v-ați informat voi la nivel de club. La ce vă puteți aștepta? La câte luni de suspendare dacă se va dovedi că s-a dopat? Acum sperăm să nu, în cazul în care, sperăm să nu fie foarte multe. Dacă e o perioadă scurtă în care, după ce ne facem și noi niște calcule, vă dați seama că ne vom baza pe el în continuare. Asta este dorința mea. Conducerea încă negociază cu mine în acest aspect. Dar dacă este o perioadă mult mai lungă, nu știm, încă rămâne de discutat și de analizat. N-am luat o hotărâre privind asta. El cât mai are contract cu voi? Păi, din câte știu eu, până acum, plus perioada pe care a prelungit-o, până în vară acum, și plus perioada pe care a prelungit-o, da. Am înțeles. Deci oricum... Dar nu te punea problema pentru că eu l-am propus pentru prelungire. Da. Deci e clar un fotbalist pe care tu te bazai foarte mult. Bine, vorbim de un jucător cu experiență din toate punctele de vedere, cu care bănuiesc că te-ai și sfătuit de-a lungul acestei perioade. Tocmai asta și te-a ajutat și în privința tinerilor. Tocmai asta este că de asta sunt atât de supărat pe el, pentru că este un jucător care, eu am foarte puțin jucător cu experiență la echipă și e clar că el este unul dintre cei care m-a ajutat foarte mult și în vestiar și în afara vestiarului și la fel cum spui și tu cu tinerii jucători, pentru că a acumulat și el destul de experiență, a jucat la echipe foarte bune
și știe foarte bine cum să gestioneze anumite lucruri și momente și el m-a ajutat în privința asta. Dar să spun că chiar nu mă așteptam la el să facă lucrul ăsta. Ilie, tu ești un antrenor tânăr, dar care, din punctul meu de vedere cel puțin, a încercat mereu să ai o anumită conduită morală în ieșirile tale publice și să le dai jucătorilor un exemplu de comportament. Crezi că este important pentru jucătorii tineri să vadă un astfel de exemplu, să fie pedepsit până la urmă dacă este găsit vinovat? Păi știți cum e, dacă respectăm legea asta, în orice privință, în orice domeniu, atâta fiindcât greșești sau când greșești, depinde de faptă cât este de mare sau mică, o anumită plată trebuie. Adică trebuie să plătești pentru ceea ce faci. Că dacă scapă, mă gândesc că jucătorii de 17, 18, 19 ani spun, stai mă, că bag și eu niște, nu știu, sibutramină sau... Nu, nu se pune problema de așa ceva, pentru că eu am avut o discuție și cu jucătorii. Nu, stai, Ilie, mă refer la principiu, nu mă refer la strict jucătorii tăi de la Clinceni, știi? Am înțeles. Adică poate fi un exemplu poate negativ. Poate fi. Da, să sperăm că... Să rămânem doar la stadiul ăsta de presupuneri și discuții și astăzi va fi bine pentru el. Da, pe de altă parte stau și mă gândesc, cum poți să dovedești că s-a dopat până la urmă? Că a făcut ceva cu câțiva ani, nu mai are nimic în sânge, doar să îi pui, ca în filmele alea cu detectiv, să-i pui lanterna în ochi, mărturisește că te-ai dopat. Nu? Păi, da, și pentru mine e o necunoscută în momentul ăsta. Cum poate comisia să demonstreze aceste lucruri? Adică merge doar pe faptul că m-a recunoscut și atât. Pentru că vedeți și noi astăzi ce se întâmplă în ziua de azi. Putem să spunem fiecare ce vrem, orice. Vedeți că acum cu de câteva săptămâni toată lumea pe la anumite emisiuni încep să scoată la iveală tot felul de blaturi de care s-au făcut cu ani în urmă. Că... Nu știm unde, nu stau, nu știu ce se întâmplă și unde vrem să ajungem cu lucrurile astea. Nu, dar păstrând linia aceasta ca glumit, până la urmă și patronul Gigi Becali, nu un exemplu bun, dar mereu spune, o să truchez meciuri cu Ana Maria Prodan la Sibiu, haideți că am glumit. Exact. Poate ar trebui taxate și astfel de lucruri, adică ce scos pe gură să... Da, pentru că pe mine care sunt în luptă, nu știu, cu Sibiu, dau un exemplu... Da. Mă pune pe gânduri și vă dați seama, stau cu gândul numai acolo, stau, mă concentrez, în loc să mă concentrez la ce am eu de făcut, mă gândesc la ce a zis domnul Becali. Da. Și zic, bă, da, dacă este așa, în glumă, dar dacă e adevărat. Bine, nu e valabil acum, e vorba de sezonul următor. Nu, vorbim la general. Dar poate te salvezi și de la anul normal tot cu Hermannstadt o să te lupți, până la urmă. Da. Și vorbind de salvare, sunt tare curioasă. Ai un prim 11 cu o bancă completă pentru meciul cu Voluntari și dacă te aștepți la ceva surprize, fiind schimbări atât de multe și la ei? Da, am un 11. Acum mai nou 20. Sper să rămân cu ei toți până la final, să nu avem probleme din cauza accidentărilor. Vedeți că și vremea este destul de cald, jucăm din 3 în 3 zile și ne va fi foarte greu, foarte greu. Nu știu cum vom arăta din punct de vedere al ritmului, al jocului, dar sperăm să nu avem probleme medicale, pentru că atunci vom avea probleme. Ilie, și asta e ultima întrebare, nu te țin că știu că ai și antrenamente, când vei ști sigur decizia Agenției Naționale Antidoping? Nu știu. Chiar nu știu. Eu știu că în cursul zilei de astăzi, dar nu știu la ce oră, nu știu cât durează, nu știm când se dă un răspuns. Dar nu e o garanție. Mi-e frică să nu fie o amânare. Adică mai bine știi direct azi albă sau e neagră decât să se... Păi da, nu e normal că dacă astăzi ar fi ok, el ar putea să revină la antrenament. Dacă nu, așa ce facem, mai stăm încă o săptămână sau două. Până aflăm un verdict, că data pentru mine e o necunoscută, că exact cum spuneai și tu, cum îl analizează pe el, cum în contextul în care s-a întâmplat cu mulți ani în urmă, cum îl judecă pe el, pe ce baze, pe ce fapte, pe ce date, nu știu. Mai ales că dacă el susține în continuare că a glumit, mi se pare, cum dovedești că n-a glumit până la urmă? Nu? Eu din discuția că mi-aduc acum aminte din... Cu el, printre altele, el mi-a spus că el poate demonstra aceste lucruri. Că el ar avea niște acte sau niște poze, ceva de genul de atunci în care se confirmă că acele lucruri chiar erau vitamine și nu era altceva. Bun, am înțeles. Îți mulțumim mult de tot, Ilie, și multă baftă în lupta la evitarea retrogradării. Da, Carmen.
absolut ireal, mi se pare. Spunea și Ilie Poianaru, și aici nu sunt de acord cu el, că domne, ce înseamnă... S-au revoltat foarte mulți oameni, tot a plecat de la Dinu cu blaturile și așa mai departe. Păi a fost o perioadă de pauză în care a trebuit să scriem cu toții, dar te întreb altceva. Nu e o lipsă de moralitate din partea oamenilor de fotbal că încearcă să închidă gura celor care încep să spună lucruri necurate? Nu trebuie să iasă la iveală și lucrurile astea necurate? Da, dar asta e problema românului în general. Nu avem noi treabă doar în fotbal cu problema asta. Cum spui ceva ce deranjează, normal că sar pe tine hiene și încearcă să... Carmen, tu ai o experiență de câți ani în presă de sport? Nu spun că se după aia reiese, că sunt cam mulți ani. Ai experiență, ok. Prea mulți. Ai avut suspiciuni vreodată în cariera ta legat de anumite echipe? Că nu te pun să dai nume. Că s-ar fi dopat, ți s-au părut așa uitându-te? Că tu ai fost și arbitru, deci chiar ai făcut sport și știi exact ce înseamnă. Acum nu o să mă apuc eu să disec această problemă, dar am știut și concret, am știut și jucători care nu neapărat că s-au dopat, au fost influențați. Au avut. Îl avem în direct pe Cristi Balaș. Bună dimineața! Bună dimineața! Neața! Vă salutăm de cei care ne urmăresc. Care este situația cazului incredibil, Pârvulescu? El a fost trimis, i-a fost trimisă notificarea. Da. Odată cu notificarea trimisă a apărut și această suspendare provizorie, care, având în vedere că el, conform și consecința declarațiilor pe care le-a avut el și potrivit prevederilor standardului internațional, lista interzisă, la secțiunea M2, da, cerințele sunt clare. Suspendarea provizorie, în acest caz, este obligatorie. Bun. Deci nu există loc de interpretare. Întrebarea pentru noastră că este, Cristi, pentru că și Ilie Poenaru spunea că habar n-are cum poate să dovedească ANAD-ul că s-a dopat sau nu, plecând de la declarația asta. Păi de unde să știe el? Ar fi culme, el e antrenor. Și am văzut declarația lui Ilie Poenaru. Da. Probabil că va fi chemat și la comisie, pentru că el spunea în acea declarație că știe că au fost alte cazuri și nu s-a făcut nimic. Trebuie să vedem exact ce are. Nici eu nu mai pot să zic nimic, că mâine mă trezesc și eu la... Să noi, nu mă mai întreb. Nu, Carmen, nu, atenție, Cristi Balaș, președintele ANAD, are dreptate. Nu putem să mai punem Batista pe țambal cu astfel de cazuri. Are dreptate cu ceea ce spune. Vorbești, trebuie să dai explicații. Adică în momentul în care vii și spui că ai cunoștințe, știi tu că alții au încălcat reglementările antidoping și mai ales că eu am discutat cu dânsul ieri. Eu înțeleg supărarea pe care o au, dar codul, noi trebuie să-l respectăm întocmai dacă vrem să ne aliniem la nivel mondial. Dacă dorim să nu mai existe acele suspiciuni asupra sportivilor români și, atenție mare, peste 98% din acești sportivi pe care noi îi testăm sunt curați. Când spun peste 98%, asta poate să însemne și 99% și 99,5%. Statistica, rezultatele pozitive, numărul controlelor pe care le-am făcut și testelor, a adus această cifră în discuție și atunci ar fi incorrect să nu protejăm jucătorii care respectă reglementările antidoping. În cazul acesta, îl înțeleg pe antrenor, repet, am și discutat ieri cu dânsul la telefon, într-un final mi-a spus că a înțeles ceea ce am putut să facem noi a fost doar să îi dăm posibilitatea jucătorului care a făcut acele declarații să beneficieze în regim de urgență de gestionarea cazului de către Comisia de Audiere. Și acum, în timp ce discut cu dumneavoastră, această ședință se desfășoară. Eu nu am voie să particip pentru că mă mai întreabă jurnaliști, oameni de sport despre anumite detalii care sunt dezbătute în ședință. Nu particip. Și
o dovadă în plus este că noi stăm de vorbă și comisia își desfășoară activitatea. Și revin la întrebarea colegului meu. Cum poți, dacă acest băiat susține că a glumit, cum poți să îl suspenzi în urma unei declarații video, ok? Dar poate a făcut-o ca să braveze, va susține, nu? Altceva. Dacă mi-aș da cu părerea, ar însemna să am o imixtiune și să nu respect ceea ce spune codul. Ok, deci există o posibilitate, o portiță. Deci nu-mi cereți așa ceva, pentru că aceeași discuție a fost și în cazul Corona. Da. Dar în cazul în care îl veți găsi, Crisi, da? În cazul în care îl veți găsi, ok, ipotetic s-a dopat, cât ar putea fi suspendat? Ce spune regulamentul? Nu vreau să mă hazardez și este interzis să mă antepronunț. Ar fi o imixtiune între președintele comisiei, președintele agenției și comisia de audiere. Dar ne poți spune dacă vom afla astăzi o decizie sau se poate prelungi? Depinde de ce de la comisia de audiere. De obicei... echipe, cât și cu ce spun în spațiu public? Noi nu dăm exemple. Suntem pe un drum greșit. Noi, în primul rând, trebuie să facem prevenție. Noi trebuie să facem educație. Faptul că acest caz este prezentat, da, oarecum este în folosul sportivilor care ar putea să facă aceleași greșeli. Indiferent că vorbim doar de declarații sau dacă într-adevăr s-au întâmplat acele lucruri pe care sportivul a declarat, cu atât mai mult, atleții sportivi trebuie să fie atenți ceea ce înseamnă reglementările antidoping. WADA, care a elaborat noul cod ce intră în vigoare în 2021, acest cod care este în acest moment aplicabil, a ajuns la un nivel care nu mai permite greșeli. Tentația, dorința de a câștiga medalii, lupta între sportivi, între țări, între cluburi, asociații este atât de mare, încât dorința fiecăruia este ca sportivii să se pregătească având condiții egale. Iar diferența să fie făcută de talent, valoare, muncă, metode de pregătire, de antrenament, de recuperare, nici de cum de anumite substanțe care ar putea să le iei sau metode care ar putea să le faci în perioada de pregătire. Noi, repet, suntem aici să sprijinim sportivii români, acei peste 98% care se pregătesc corect. Când spun peste 98%, asta înseamnă și mai mult, poate să fie și 99% și 99,5%. Dar acel 0,5% este important pentru ANAD? Este important pentru că dacă nu am face prevenție, dacă nu am face educație, dacă nu am comunicat, dacă am ascunde anumite greșeli sub preș, acest procent 100% ar fi mult mai mare și în creștere. Aș mai reveni și eu să te întreb dacă ai discutat cu Paul sau te-a sunat încercând să se lămurească. Eu îi cunosc familia. Chiar sunt oameni deosebiți. Tatălui mi-a fost coleg. Doar că dacă am fost numit în această poziție, am fost oarecum implicat într-o activitate unde greșeala nu este acceptată. Nu mai e ca în arbitraj, când luai decizia în fracțiune de secundă. Aici am timp să citesc un regulament, am timp să revizuiesc, pot să iau o decizie după ce mă consult și nu vreau să existe exces de zel. Noi, în primul rând, trebuie să fim preventivi, pentru că în orice caz pozitiv sau într-un caz în care s-au încălcat reglementările antidoping, noi cei de la ANAD avem partea noastră de vină. Și trebuie să ne gândim ce ar fi trebuit să facem să nu apară acea situație. Bun. Dar nici de cum nu încălcăm regula și nu ascundem, și voi presa de fiecare dată ați aflat când au fost încălcări. Pentru că se discută acum mai mult de ANAD, de antidoping,
e o dovadă în plus că respectăm ceea ce v-am spus. Asta vreau să spun, Cristin, încheiere. Vreau să te felicit pentru că, nu știu dacă e întâmplare sau nu, din momentul în care tu ai preluat conducerea NAT, au început să apară dovezi clare că se face ceva împotriva dopingului în România. Asta a fost, îți mulțumim mult că ai fost alături de noi și multă baftă în continuare munca ta. Oricând. Mulțumim. Suntem alături de președintele celor de la Gazmetan, Ioan Mărginean. Bună dimineața, domnule Mărginean. Bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Domne, ce ați făcut, domne, cu Paul Pârvulescu? Sper că nu ați făcut ceva cu dopajul când era pe la dumneavoastră. Domnule, eu știu așa chestii care de deja mă deranjează. Eu cred că m-a sunat să mă întrebați probleme serioase. Păi nu, serios? Poinarul, doamne, Pârvulescu a spus că s-a dopat. Și a fost jucătorul nostru, vă întreb, ce părere aveți? Eu nu vreau să discut subiectul ăsta. Un om, un jucător care declară așa ceva și a asumat o răspundere maturii, major. Corect. Eu întrebați-mă dacă vreți de Gazmetan. Bun. Păi a jucat la Gazmetan, dar nu insist ca să nu vă supăr, domnule președinte. Dușan Urin, ce obiectiv are? Acum clasarea cât mai sus în campionat și formarea unui lot competitiv pentru sezonul următor. Ați stabilit deja așa o listă cu jucătorii care trebuie să prelungiți, să-i țineți la echipă? Dânsul, acum în perioada asta de 14 zile, cred că au căzut peste 30 de jucători pe posturile deficitare. Și care ar fi posturile deficitare, domnule președinte? De la fundaș dreapta până la interstânga. Trebuie să dublăm posturile ca să facem valoare. Avem 14 jucători care au confirmat. Și trebuie să mergem mai departe, dar trebuie să ne facem un lot competitiv de 25 de jucători. Pentru că avem 9 titulari care rămân. Leașcă, Constantin, Larie, Velisar, Șamet, Dumitru. Deci avem jucători buni care au confirmat. Avem continuitate, o să rămânem cu un schelet de 14. O să încercăm și 2-3 copii care pentru sezonul viitor sunt în vederile noastre. Îi mulțumesc pe această cale la Edi că tot timpul i-am dus în cantonament cu noi. Puține echipe au dus copii de 16 ani în cantonament, cum am dus noi câte 4-5. De un an jumate îi ducem în toate cantonamentele să obișnuiască cu înălțimea. În fotbalul mare trebuie să simți aer cu înălțime. Corect, așa este. Dar pe domnul Lurin a fost greu să-l convingeți? A avut ceva cerințe speciale? Păi nu, că Urin vine aici în rai, el vine mai de jos, de prin iar. Față de Dinamo, cred că e mai bine la Gazmetan. Când au auzit că ne avem doar 7 zile pe martie, aici ne stanțe, și 14 pe mai, certificat fiscal 0, nu avem treabă cu licența, avem 7 jucători în vizor să-i luăm că liber de contract, semnați, dă-ne, lui vrei dumneatale, mi-au spus un lucru foarte interesant. Lasă-mi 2 săptămâni să studiez tot lotul, că mai vreau din jucătorii care termină 1-2 să-i prelungim. Acum le-am anunțat pe jucătorie că ne-am luat rămas bun de la Edi Ordănesc și să-i dea de o sănătate pe drumul lui, o venit la echipă, ne-am pupat, o lucra bine, dar jucătorii le-au transmis și Edi și Dușan Ugrin să joace foarte bine astea 2 săptămâni să-și prelungească contractul Gazmetanului. Dar de ce v-ați pupat în pandemie? Cum? De ce v-ați pupat în pandemie? Păi doamnă, noi cu 3 teste negative, să mor eu. Și aia să pupă în vama veche, să mor eu, ce n-au niciun test. A fost în vamă? Nu, i-am văzut la televizor. Dar și dumneavoastră cum? Deci ăla era un exemplu cum nu se fac, nu? Da, corect. Da. Domnule președinte, altceva vă întreb. Dușan Urin e mai scump decât Edi Ordănescu? Nu, e la jumătate de preț și sper să facă performanță mai mare. Mai mare decât a făcut Edi e destul de greu? Sau îi dați condiții mai bune decât a avut Edi? Nu, îi dau condiții cu 25% mai mic buget ca anul trecut. Adică ne-am înțeles pe așa. Ce să facem? Ce să facem? Dar înțeleg că și aduce și 2 oameni? Păi nu, aduce un staff întreg, aduce antrenori de portari, am dat anunțul, am și publicat, da, cu preparator fizic care vine cu el din Cehia, care a fost și campion național, cu antrenor secund care a fost în Coreea, dar toți sunt în carantină,
doi dintre ei sunt București, dar nu de unde. Ia să data de 15, trebuie să respectăm legile, să aibă teste negative, să poată sta pe bancă luni la Astra. Nu? Da. Păi ne dați pe prima pagină că n-avem antrenori. Iar e urât, urâtă chestie. Cine v-a dat? Ne avem antrenori. Avem antrenori. Dușan Ugrin a fost înregistrat ieri, legal, poate să stea pe bancă. Ceilalți au semnat contractele, mâine le înregistrăm și pe ele conform regulament. Am dat mâna ieri cu Edi, am hotărât că stafful lui mai bine să meargă la casele lor, ce rost are să mai... că nu vreau mai răspunde rezultate, Dușan Ugrin a făcut tot programul în continuare până la meciul cu Astra. Avem aici trei antrenori care continuă activitatea până vine stafful Dușan Ugrin, respectiv domnul Poruncui, acea parte din stafful lui Edi și Medișan și omul nostru aici a crescut la media și a jucat peste 500 de meciuri în Liga 2. Avem lui Bruno Vienescu, care a lucrat la Manchester City, la Academia lui Manchester, șeful Academiei. Tot programul implementează Dușan Ugrin, numai Dânsul va răspunde de rezultate începând de astăzi. Domnule Mărginean, dar sunteți mai tare decât Dinamo, adică Urin când a venit la Dinamo n-a avut staff, n-a avut nici preparator fizic, nici doctor n-a avut. Puteți repeta, vă rog, că s-a întrerupt. Ne auziți, domnule președinte? Da, s-a întrerupt, e pe drum. Mereu îl prindem la ora asta pe drum pe domnul Mărginean. Este foarte activ și foarte bine. Ia uite câtă treabă face din economia. Deci Dușan Ugrin este la jumătate de preț față de Edi Iordănescu. Pe mine m-a deranjat să fiu Edi Iordănescu. Dar atenție, are pretenția ca președinte de performanțe mai mari decât a avut Edi Iordănescu. Păi cum vine chestia asta? M-ar deranja. Păi cum, eu sunt Edi Iordănescu. Te-ai rugat de mine atâta să rămân. Te-am dus unde te-am lăsat, nu? Da. Într-un loc în care poate nici nu sperai și acum tu vii și spui că îl aduc pe cel care nu a dat randament în altă parte și face și treabă mai bună ca mine. Băi, stai puțin. Dacă o face. Bine, pe de altă parte, Gaz Metan este un club care oferă anumite condiții, nu cele mai bune, dar condiții. Uite cum spunea, salariile plătite. Dar eu nu înțeleg de unde le oferă. Mai devreme abia aveau bani de teste. Bani aveau sponsor. Acum are pentru un staff întreg luat de la zero. Pare, hai că nu mai înțeleg nimic. Păi stai, Carmen, că poate le dă 500 de euro. Da, nu cred. Haideți să fim serioși. Uite, a revenit domnul președinte Mărginean. Ne-au zis, domnule Mărginean? Mi-am cerut scuze că sunt pe drum. Nici o problemă. Mulțumim că ați revenit. Pe drumurile patriei. Unde mai călătoriți? Mă duc să mă întâlnesc cu Țălnarul Alba, că a fost ieri ziua lui și eu mai fi mai târziu decât niciodată. Mă duc să duc șampanie. Nou șef de la Dinamo. Nu știu dacă e nou șef, dar e fratele meu de o viață și trebuie să ne respectăm. Să-l salutați din partea noastră, să-i spuneți la mulți ani. Da, 63 de cotulan să dați la presă, că nu spune la nimeni că e așa bătrân. Nu primim, doar la mulți ani. A fost instalat deja, s-a rezolvat comisia aceea? Păi, nu e nicio grabă cu comisia, e important de că suport crește, pe zi ce trece, cum în sapele Dunării, cum se zice. Proiectul merge mai departe, suntem mândri că proiectul Socios va reuși în România și va fi primul proiect care 100% se va implementa și de Craiova, Rapid și marile echipele României, care va fi benefic pentru fotbalul românesc. Eu sunt mândru că sunt printre primii de un an jumate când militez pentru așa ceva. Și îmi pare rău că colegii mei de la Dinamo mai realizați ca mine nu cred în acest program. Uite că s-o dovedit că se poate. Dacă le explici oamenilor elegant, frumos, pe limba lor, de unde e mulți, puterea crește. Dar în spaniol credeți? Nu pot să vă răspund că am păcate prea multe. Păi mă gândesc că știți mai bine de la sursă, de la domnul Țălnar, decât noi. Eu mă duc la el numai să-l felicit și să stau cu el o jumătate de oră și mă întorc la media. Și credeți-mă, n-am ajuns azi noapte că a venit de la media și am reziliat cu staff-ul să plece și el la familie, a preluat echipa de Dușan Ugrin și așa e frumos între profesioniști. N-aveam cum să plec la 10:30 din media la ziua lui Cornel Călnar. El mă primește și azi, eu beau numai cafea și apă. Domn președinte! Șampania eu dau lui și vinul. Auziți, domn președinte, uitați, mi-a dat acum mesaj Gabi Răduță, șeful Academiei de Copii și Juniori de la Dinamo, ci că domnul Mărginean nici semnal n-are și se laudă că are staff la echipă. Ce părere aveți? Cum? Ce zice Răduță? Mărginean nici semnal nu are și vrea să zică că are staff la echipă.
În glumă, normal, glumește. Vezi că deraiază omul ăla, mă. Nu, glumește, glumește cu dumneavoastră, nu a fost cu răutate. Păi n-are glume cu mine, că poate să-mi fie copilul omului, am 60 de ani, mă, ce glume să-mi fie? Mulți înainte. Mulți înainte, domn președinte, mulți înainte. Hai să mor eu, să nu împurcăm gara cu trenul, domnule. Dar trenul merge pe mine, gara aici. Cum ați reușit să vă gospodăriți acum financiar? Pentru că ați avut o perioadă destul de grea și înțelegem că tot acest staff, ok, se face, doamne, economie de la... Păi mine, bunul Dumnezeu, m-a încercat în 2016, când era echipa în divizia B cu conturi blocate și datorită 3.860.000 de euro, basketbaliști au cerut faliment. Pentru mine acum e raiul pe pământ, doamne, credeți. Felicitări, domn președinte, și multă baftă. Vă mulțumim că ați intrat alături de noi. Sănătate multă. Eu vă mulțumesc, dar eu nu zic, nu să fac glume din astea, pentru că ar trebui să ne respectăm, că chiar muncim și Cornel Călnar, de câte ori a mers la Dinamo, a mers cu sufletul, nou câștiga bani, nu are avere, un om sufletit și, vedeți, m-am împărțit cu el o cameră și un pat timp de aproape 3 ani de zile. Nu, Gabi Răduță a glumit, mi-a zis să vă transmit așa în glumă, n-a vrut să fie rău, doamne, ferește. Spune la Gabi Răduță că dacă Tălnar merge de, și să rezolvă problema, o să aibă salariul la zi, buget și terenuri de fotbal adecvate, îl asigur eu. Întâi să se prelungească contractul. Îi crește salariul cu 200% că merită. Bun. Merită omul ăla. Mulțumim. Mulțumim, doamnă președinte. Dar credeți-mă, noi trebuie să ne încurajăm între noi, nu să ne descurajăm, sincer. Așa e. Sănătate multă, domn președinte. Sănătate multă. O zi frumoasă. Da, suntem în continuare în direct alături de Alexandru Anghel, membru al bordului DDB. Bună dimineața, Alex! Bună dimineața! Bună dimineața! Scuze că te-am ținut atât pe linie, dar l-am inflamat un pic pe președintele de la Gazmetan. Din Amovist, adevărat, de altfel. Exact! Da, 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 am auzit. E distractiv, dar văd că pluma lui domnului Răduță nu a prins foarte tare. Nu a prins. Domnul Mărgean chiar a spus că dacă vine Țălnar șef în Ștefan cel Mare, îl trimite la livadă pe Gabi Răduță. Da, mă rog, că nu îmi plac astfel de întrepături. Consider că nu au sens. Suntem toți neamobiști, om, suntem prietenele lui Dinamo. Nu văd sensul unor astfel de glume. În fine, fiecare cu modul lui de a... Corect. Alex, să trecem la lucruri serioase. Zi-mi, te rog, care mai este situația vânzării? Și am văzut un comunicat al vostru pe peluza Cătălin Hâldan, în care spuneți că vă gândiți să mai luați 10% din acțiunile clubului? Nu ne gândim, chiar să le și luăm. Da. Probabil că vom semna contractul mâine. Ah. Da. Asta e o exclusivitate, deci sunteți hotărâți, gata, mâine se semnează să mai luați 10%. Da, da. Vom ajuta și clubul cu o sumă importantă, de 200.000 de euro. Incredibil. Iar din banii aceștia se vor plăti mult salariu al fotbaliștilor și cheltuielile curente, pentru că trebuie să plătești baremuri de arbitraj, trebuie să plătești deplasarea echipei și multe alte costuri și o mică parte din datoria către ANAF. Aia este datoria care arde cel mai mult în momentul de față, nu? Să nu se pierde săftica. Da, dar săftica nu se pierde într-o secundă. Avem până pe 25 iunie timp să plătim. Sperăm ca poporul dinamovist și dinamovistii cu bani, să zicem, să vină alături de noi, să ne ajute cu sponsorizări de pe firmă, să ne ajute. Avem hopul ăsta de trecut, care e un hop foarte, foarte important. Chiar fac încă o dată apel la cei care au firme să ne contacteze. Noi, fiind o asociație non-profit, ne pot da cei 20% din impozit, care oricum s-ar duce la stat, da, și așa s-ar duce la Dinamo. Fac apel la cei care pot să ne ajute cu orice. Acum chiar e important și e ultimul hop înainte de preluarea clubului de către DDB. Dacă reușim și lucrurile merg și iau o turnură favorabilă nouă, pot ajunge și la preluarea clubului. Noi tot vorbim de cei 10.000 de bani și 10.000 de socioși în momentul în care vom prelua club. Până acum, din păcate, suntem 7.000, ne mai trebuie 3.000 de oameni. Îi așteptăm alături de noi ca să ne dovedească și ei că sunt alături de noi și să le dovedim și noi că
preluăm clubul. Alex, dar să înțeleg că dacă voi vă implicați acum mai mult fix în acest moment, înseamnă că negocierile cu Melero și cu Pablo, sau cum îl cheamă Pablo Escobar, mă rog, nu sunt chiar atât de avansate pe cât susțin cei de la Dinamo. Păi nu știu cine a susținut chestia asta, eu cred că nimeni de la Dinamo n-a susținut chestia asta. Au fost foarte avansate negocierile, urmând ca vineri să ne facă plata. Da. De fapt, să facă plata. Facă plata în contul cupului pe un contract de cesiune de creanțe din următoarele drepturi TV. Din păcate, pentru Dinamo, pentru noi și pentru toată suflarea dinamovistă, oamenii nu au fost serioși și nu au plătit. Li s-a mai dat un termen de plată până ieri, nu au plătit nici ieri. Urmând ca să se prelungească termenul până astăzi. Deci filiera spaniolă, să-i spunem așa, nu e chiar foarte serioasă. Păi nu știu, te las pe tine să te gândești. Dacă cineva îți promite de trei ori că plătește, tu faci un contract de cesiune, îți pierzi timp, avocat și așa mai departe, și te duci și înregistrezi inclusiv contractul la ligă ca să aibă siguranță și ei nu plătesc, ți se pare că e o chestie serioasă? Nu, într-adevăr. Adică aș dori din tot sufletul ca, măcar acum în ultimul ceas, astăzi să vină bani, dar... Am mari îndoieli, dar ok, eu rămân optimist. Haideți să vedem că vin banii, dar nu Bun. Cred, din păcate. Până una alta voi mai virați 200.000. La ce sumă totală veți ajunge virată în club? 550.000? Greșesc? Nu greșesc, e corect. Deci suporterii PCH... 570.000 mai exact. Nu suporterii PCH și programul DDB. Că... Programul DDB aduce clubului 570.000 de euro în cât timp, Alex? Într-o perioadă de 6 luni. Nu e rău. Mai mult decât auzi negoiți în ultimii ani, nu? Da, n-aș vrea să fiu rău și nici... Până la urmă, fiecare își face menirea. Menirea noastră este ca Dinamo să existe. Noi pentru asta ne luptăm. Ne-am toată lumea care lucrează la DDB și cred că sunt un număr semnificativ de oameni, lucrează pro bono. Da. Și ne zbatem toți pentru binele lui Dinamo. Odată cu acest contract de cumpărare de 10% al acțiunilor, vom semna și un memorandum, da. Prin care în următoarele 60 de zile vom face un audit, un due diligence complet, pe partea de financiar, legal și orice altceva. Și după aceste 60 de zile vom purta niște negocieri. Dacă toți termenii sunt ok pentru preluare în întregime a pachetului de acțiuni deținut de domnul Degoiță, da. Dar cu condiția să se deplinească și celelalte puncte, respectiv să fim 10.000 de soci, minim, așa cum am discutat, da. Ca firmele, cele 100 de firme despre care discutam, cu pachete de 5.000, 10.000, 20.000 și 50.000 de euro să ni se alăture. Deci dacă toate aceste lucruri se îndeplinesc, atunci suntem pregătiți să preluăm clubul și să continuăm. Alex, ultima întrebare. Te rog. Am zis că noi sperăm să se îndeplinească. Deci fac apel încă o dată la cei care doresc să se înscrie și care doresc să salveze Dinamo, să se înscrie cât mai repede în program. La fel fac apel la businessmeni care au afaceri în România, mai mari sau mai mici, să ne ajute cu suma despre care discutam. Și la fel fac apel la dinamoviștii potenți financiar, că sunt atâția, să vină acum alături de noi și să ne ajute. Bun. Alex, ultima întrebare. Îl aduceți pe Noe Ren apoi la Dinamo? Ei, nu cred că putem să-l aducem noi. Cred că trebuie să-și dorească el să vină, să-și dorească și staful tehnic și să-și dorească și managementul și să-l și permitem. Bun. E în regulă. Îți mulțumim mult, Alexandru Angel, și multă baftă cu proiectul vostru în continuare. Da. Carmen, interesant. Uite, știre Bravo, în exclusivitate. PCH-ul virează încă 200.000 de euro și mâine mai achiziționează 10% deci din acțiunile de la Negoiță. Deci simpli să pună grăunte cu grăunte și nu poate un om care s-a angajat la treaba asta și a luat o jucărie și deodată gata. Numai. Legat de bizonul, sunt foarte curios, ne-am tot luat, că am avut subiecte, ne-am lăsat purtați de subiecte. Haideți să vedem ce i-a spus Harlem Noire, colegii noastre Carmen Mandiș, despre plecarea de la FCSB și patronul Gigi Becali, după care revenim. Je me sens bien. Je me sens super bien depuis que je suis libre maintenant. Parce que je peux m'engager où je veux. Donc c'est ça, je suis super bien. J'ai pas demandé d'argent
à Monsieur Bekali. Je dis que je voulais juste partir, que je laissais mon année de contrat, que je voulais juste partir, parce que je sais très bien, voilà. Mais avant qu'on fasse des problèmes avec le contrat, on était déjà au chômage technique. Ah, ok. Donc moi, comme j'ai dit, on m'a pas demandé, oui Bison, est-ce que c'est possible que tu diminues ton salaire comme les autres joueurs, tout ça. Moi, on me demande. Et je dis oui, parce que Personne je sais très ne s'est bien. Personne. Parce que moi, je sais très bien. Mais quand tu es au chômage technique, quand tu prends de tout ton salaire, tu prends que 800 euros, là, c'est un problème. Certaines choses qu'il a pu dire, certaines déclarations. Par exemple, hier, j'ai reçu un message sur Instagram d'un supporter qui disait, et Bekali, il a dit que après le match de Hajduk contre les Croates, quand j'ai marqué les deux buts à la dernière minute, oui, il a dit que Bison, il part pas. Si je le vends, c'est 10 millions. Et aujourd'hui, il dit que il dit que il est content que je sois parti, que je jouais pas certains matchs, je prenais des kilos. Depuis que je joue au foot, j'ai jamais connu un président de club, après chaque match, critique ses joueurs. C'est la première fois. Son propre président qui vient, qui critique ouvertement à travers les médias ses joueurs. Da, adevărul e că Harem Noiré a avut mereu probleme cu greutatea, dar a livrat goluri. Și indiferent de ce a făcut în teren, a fost criticat. Mi-am aduc aminte perioada în care concura pe post cu Ali Bek și Gigi Becali spunea: Domne, poate să dea Bizonul Eu trei trebuie goluri, că să-l eu tot pe vând Ali Bek îl bag pe pentru că Ali trebuie Bek. să-l vând. Atunci a dat dovadă de psihic foarte puternic ca jucător, ca fotbalist. O să mai fie părți, spune și despre acestea în interviu, Arlem, Bun, avem și așa partea a că doua. Mergem să vedem, Carmen, și mai partea a bine, doua. nu vreau să dezvălui Așa, pe asta eu. spun. Haideți să vedem ce spune Bizonul despre antrenorul Vintilă. Revenim. Mais c'est normal qu'il va pas enlever Vintil. Parce que tout ce qu'il dit, Vintil, il fait. Ah, ok. C'est normal. Comment veux-tu virer quelqu'un quand je te donne des ordres, tu les fais? Je ne peux pas te virer. Moi, personnellement, je me rabaisserai pas pour être entraîneur, je me rabaisserai pas devant même mon président pour faire ce que celui qui est en place fait, quoi. Moi, je suis même pas fâché avec lui. Il sait très bien ce que je pense de lui. C'est pas d'aujourd'hui, c'est très bien ce que je pense de lui, Vintil. Et c'est très bien. C'est même pas fâché parce que je peux pas considérer un mec qui a pas de parole. Hein? Parce que tu sais, quand je parlais avec Moké, je lui ai sorti une anecdote comme quoi, avant le match de Dynamo, il me dit: tu perds 1 kilo, tu joues titulaire. Et il y avait les entraîneurs adjoints, j'ai perdu 1 kilo, 2 kilos. Avant le match, il vient me voir, il me dit: tu joues pas, j'ai choisi une autre tactique. Mais moi, Et qu'est-ce que t'as je veux qu'il se quoi? Je dis: ok, mais ça marche. Je m'entraîne toute la semaine pour être titulaire. Je veux montrer que je peux jouer titulaire. Et au final, tu me fais pas jouer. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Comme j'ai raconté pour le match quand on a joué contre Gaz Métane, tu me sors à la mi-temps. Moi, il n'y a pas de problème, tu me sors. Mais après, tu vas voir la presse, tu dis: je l'ai sorti parce qu'il n'écoute pas les tactiques, la tactique de l'équipe. Et je viens de voir, tu me dis non, je dis ça pour la presse. C'est des trucs, en fait, moi, je ne peux pas accepter. Mais c'est le seul. En fait, tu sais, dès qu'il est arrivé au Steaua, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'il avait quelque chose contre moi. Alors que je ne sais pas pourquoi. Il y avait certaines choses qui se passaient à l'entraînement. Un jour, par exemple, on s'entraîne. Il vient, il, je le, En fait, il y avait du soleil, tu vois. OK. Et je le regarde au loin. Et tu vois, je fais comme ça. Et il me crie dessus: oui, Bison, arrête de rigoler. Quand je parle, tu rigoles pas. Je dis: mais je rigole pas. Et il y avait Ténacé et Aura. Si tu ne me crois pas, j'ai des preuves. Tu appelles OK. Ténacé ou Aura. Tu Je demandes. le Tu le demandes. Da, nu era nedreptății, susține. Carmen, ce părere ai? Crezi că are dreptate? Pentru că tu ai urmărit și antrenamente de pe la FCSB, știi ce e acolo. Hey, stai că noi urmărim doar puțin, când ni se permite la început până se Și nu avem pornesc. garduri să ne urcăm pe ele. Cu siguranță are și Arlem partea lui de dreptate. O să mai urmeze diverse declarații, o să ne lămurească, însă chiar l-am întrebat: de ce crezi că s-au întâmplat aceste lucruri?
A spus și el, nu știu, dar am simțit că are ceva cu mine încă de când am venit și mai sunt niște lucruri chiar tulburătoare ce în vor fi. Partea a doua, să-i spunem așa, interviului. A doua, a treia, a patra. A treia, a patra, mă rog. A fost dezlănțuit ideea și dorește că... foarte mult să clarifice aceste lucruri și a și insistat să dăm tot ce a spus și să dăm cum a spus. Deci, atenție, ce spune colega noastră Carmen Mandiș, cea care a făcut interviul cu Harem Noire, mâine la Prospor Live, o nouă bucată din interviul cu Noire în care va clarifica tot ce s-a întâmplat în perioada aceasta. Va vorbi și despre Dinamo? A, da. Va vorbi și despre Dinamo. Interesant. Nu uitați, Noire recent și-a făcut abonament de DB, un semn că pe undeva caută să se apropie din nou cotizează să se apropie de fosta sa echipă Dinamo. Bun, Carmen, îți mulțumesc mult că ai fost alături de noi. Felicitări pentru interviul cu Noire. Felicitări pentru franceza ta. Așa. Da. Ce ne mai amintim și noi din școală. Bun, cam asta a fost pentru astăzi. Ne revedem mâine la ora 10 la ProSport Live cu continuarea interviului cu Harem Noire, așa cum spuneam. Și nu uitați până atunci ProSport.ro, Liga 2.ProSport.ro pentru cele mai interesante știri din sport. Să aveți o zi frumoasă.